Ziua de 23 august rămâne vie în memoria veteranilor de război din județul Gorj, care își aduc aminte ca ieri momentul în care armata română a întors armele împotriva nemților pentru a lupta alături de armata rusă. Deci am studiat toate bătăliile și tot ce s-a putut întâmpla în acest război. Trebuie să înțelegem că actul de la 23 august s-a întâmplat în timpul războiului, toată armata era pe front. În București era doar garnizoana București și câțiva care Antonescu i-a dat afară din armată atunci când nu s-au opus în 1939 cu actul Molotov-Ribbentrop. Chiar dacă a fost o zi de măcel, după 66 de ani, veteranii gorjeni își amintesc de curajul și vitejia cu care ostașii români au luptat. Actul de la 23 august simbolizează activitatea poporului român, suferința poporului român, activitatea armatei române în al doilea război mondial român. Mi-aduc aminte cu mare plăcere din o activitate dârză la Păuliș, la Ranna, unde era o școală de ofițeri, de subofițeri, în care, să nu exagerez, foarte mulți erau gorjeni. Și să știți dumneavoastră că gorjenii sunt cei mai aprici militari și buni, hotărâți și luptători. Lovitura de stat de la 23 august 1944 a reprezentat înlăturarea de la puterea conducerii pronaziste a generalului Ion Antonescu în România celui de-al doilea război mondial de către regele Mihai I, susținut de o coaliție a partidelor democratice, interbelnice și de mai mulți ofițeri superiori ai armatei, înlăturare care s-a soldat cu ieșirea imediată a acestei țări din război și trecerea ei de partea aliaților.